vă salut pe toți la, în incinta Muzeului Raional de Istorie și Etnografie din Vâsieni și vă mulțumesc mai întâi de toate că ați dat curs invitației noastre de a participa la lansarea proiectului. Este foarte important pentru localitatea noastră. Vreau să vă zic că Muzeul Raional de Istorie și Etnografie Anatol Candu din Vâsieni este, pe lângă activitatea lui de bază pe care o are zilnic, adică de a de la conservare și cercetare și păstrare a patrimoniului muzeului, mai are și alt rol de a întruni sau de a se întruni cu cetățenii localității la diferite activități culturale. Eu mă bucur foarte mult să asist astăzi la dumneavoastră, la muzeu, la acest eveniment foarte frumos. Noi suntem un stat independent tânăr. Noi trecem prin multe, multe încercări prin care trece omul în viața lui, în copilărie, în tinerețe, în maturitate. Aceste încercări sunt soldate cu lipsa acută de finanțe și de bani, care sunt lipsă pentru chestiuni foarte și foarte necesare nouă. Iată și acest drum despre care vă vorbesc, pentru educație, sănătate, ce să mai vorbim despre cultură. Și cu toate acestea există oameni entuziaști, precum primarul dumneavoastră și buna lui soție, precum cei care i-au lăsat această casă, pentru că am fost în repetate rânduri la festivalul La Poalele Țiglei și ați făcut minunății în acest spațiu foarte frumos. Tocmai din aceste considerente, noi, prin intermediul Ministerului Culturii, încercăm să căutăm aceste finanțe care ne sunt lipsă în țară, în altă parte, acolo unde ni se oferă acestea. Și iată, aceste finanțe care ni se oferă vin de la proiectele europene, în cazul dat un proiect legat de Organizația Internațională a Muzeilor, ICOMOS, și acest proiect se numește Choice, adică alegere. Și foarte important, pentru că scopul acestui proiect este să dezvolte angajamentul civic. Mai simplu vorbind, responsabilitatea fiecărui om care trăiește într-o localitate pentru trecutul satului, a localității și pentru faptul că, iată, acești minunați copilași să cunoască crescând ce au făcut străbunicii, bunicii, părinții lor în acest spațiu, în acest sat al dumneavoastră Vâsieni. Cum se afle? Iată, prin asemenea instituții care sunt muzeele și care la dumneavoastră în sat sunt, este o instituție exemplară, ei, acești copii, vor fi educați în spiritul dragostei față de patrie, față de pământ, față de strămoșii noștri și față de valorile noastre naționale cele mai importante. Am să ofer cuvântul reprezentantului secției Cultură Ialoveni, doamne Primița Matei. Bună ziua! Aș vrea de la bun început să mulțumesc administrației publice locale, Muzeului de Istorie și Etnografie Anatol Candu, cât și Asociația Obștești Onoare, Demnitate și Patrie pentru aportul adus vieții culturale acestei localități prin câștigarea acestui proiect. Sperăm prin acest proiect să comunitatea să se implice mai mult în organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale și Consiliul Raional și Secția Cultură o să vă ajute ori de câte ori veți avea nevoie, în limita posibilităților, sigur, cu tot ceea ce o să putem, cu tot o să vă ajutăm. Încă o dată felicitări și cu Doamne ajută în implementarea proiectului. Mie mi-e greu să vorbesc acum, că am o postură dublă, de aici m-am pornit și unde am ajuns. Proiectul era inițiat încă în perioada când eram director, mă bucur că în sfârșit a ajuns la o finalitate și, cum zicea doamna ministru, nu fac două persoane viața într-o societate. Din fericire, zic eu, de mult echipa muzeului, deja zic echipă că uite, se lucrează bine cu dânsii, este mult mai largă decât două persoane, este formată din grupuri anumite de interese de aici, din localitate și aveți o parte din ei în față. Cei mai colorați, să zic așa, cu un colorit specific, am o echipă, cea mai tânără echipă de pe Valea Botnei, eu îi numesc 75+. Bravo. Sunt o parte sunt prezenți aici, dânșii au fost tot timpul cea mai mare sprijin în activitatea culturală inclusiv și uite, sunt și acum aici.
Dacă să vorbim despre proiect, da, este un proiect foarte important, pentru că ultima perioadă, după cum a spus doamna ministru, finanțări nu prea sunt pentru toate domeniile, pentru cultură inclusiv. Respectiv, suportul ăsta financiar care vine din partea proiectului Choice și al Ministerului Culturii este foarte important pentru a dezvolta instituția, pentru a crea acel spațiu de dialog, pentru a diversifica acțiunile și de a trece odată de la simpla expunere a unor obiecte din colecția muzeului la ceva mai mult, la implicare civică, la implicare persoanelor în dezvoltarea societății. Și aici vreau să mulțumesc în deosebi tinerilor care s-au implicat foarte mult. Este o asociație care foarte activ se implică în viața civică în ultima perioadă. Sunt doi tineri frumoși, se numește Vlad Belețchi și Corina Bezel. Ei sunt aplicanții de facto la proiectul DAT. Dânșii au luptat, dânșii au promovat ideea, dânșii au dus-o până la finalitate, ca noi astăzi să fim aici. Da. Și să vă prezint tinerii care au muncit și au luptat ca proiectul CEOI să devină realitate. Și în special domnul președinte al Asociației Onoare, Demnitate și Patrie, domnul Vlad Belețchi. Mulțumesc. Permisiunea de asta am să vin alături. Doamna coordonatoare, Corina Bezer. Am să încep cu faptul că spune că asociația noastră obștească Onoare, Demnitate și Patrie are drept scop valorificarea a tot ceea ce înseamnă patrimoniu național, a tot ceea ce înseamnă valori naționale românești, a tot ceea ce înseamnă cultură, inclusiv istoriografie, inclusiv ceea ce înseamnă faptul cu care se mândrește Republica Moldova atât în teritoriul său, cât și peste hotarele Republicii Moldova. Astfel, acest proiect este unul din seria de proiecte care urmează a fi realizate pentru a valorifica, pentru a crea această punte de legătură între ceea ce înseamnă diferite pături sociale, diferite categorii de vârstă, astfel încât în sală vedem și tineri, și vârstnici. Asta trebuie să identificăm noi, o punte de legătură, un mediu propice să-l creăm pentru ca aceste resurse să fie valorificate și puse la justă lor valoare. Mulțumesc mult! În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Noi, de fapt, suntem din Chișinău, însă am ales să realizăm acest proiect aici, în Băsien, pentru că, într-adevăr, este o localitate cu tradiții, o localitate unde obiceiurile și tradițiile sunt la ele acasă. Și asta o demonstrează festivalul La Poalele Țigle, care se desfășoară an de an, devenind o tradiție deja. Și pentru că satele din Republica Moldova sunt acele, sunt deținătorii și purtătorii unor valori culturale de neimaginat, am decis să valorificăm aceste valori anume în localitatea Băsiei. În ceea ce privește proiectul, muzeul, spațiu de dialog comunitar și intercultural, are scopul general de a crea un spațiu de dialog intercultural în cadrul muzeului Anatol Candu, prin implicarea activă a comunității în organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale. Primul eveniment, de exemplu, va avea loc mâine cu ocazia Zilei Naționale a Drapelului de Stat. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 12 luni și pe parcursul unui an vom desfășura diferite activități. Cum am mai zis, mâine avem o sărbătoare dedicată Zilei Drapelului de Stat, astăzi lansăm Clubul Tinerilor Istorici, vom dezvolta o pagină web a muzeului, pentru că suntem într-o mișcare continuă și trebuie să valorificăm și aceste resurse online. Vom avea și un eveniment cu prilejul Nopții Europene a Muzeilor și proiectul va culmina cu festivalul La Poalele Țiglei, care anul acesta va fi la a noua ediție. Deci tot ceea ce dorim noi este să dezvoltăm localitățile din Republica Moldova și anume patrimoniul cultural, pentru că asta ne definește pe noi, cei din Republica Moldova, cultura pe care trebuie să o păstrăm și să o valorificăm. Menționez că atâta timp cât există așa tineri care luptă pentru valorile naționale ale neamului, sperăm la un trai mai decent, mai bun. Ne bucurăm că suntem aici alături de asta, doamna ministru. Ați venit atâtea ori să veniți acasă. De fapt, Șesul Botnii, Bardărul, Văsienii, Costești, la Vale, așa suntem toți dintr-o mahală. Și ne bucurăm, Sergiu, cu proiectul care îl
L-ați câștigat, că nu mai cunosc până la capăt. Da. Câștigat, sigur. Câștigat și-a câștigat. Și vrem să vă felicităm, deoarece avem o speranță în cei care depun proiecte, căci cu adevărat lucrurile frumoase în continuare se fac în comun prin asociații. Știți că statul nu prea reușește, este un stat încă sărac, este un stat tânăr, 25 de ani. Ce reușește să facem 25 de ani? Și atât lumea din afară ne ajută și noi le mulțumim. Sergiu, succese și uite, pentru acești copii, pentru viitoarele generații să muncim mai mult. Da? Mulțumim mult! Mulțumim.